Salut, eu sunt Gicu. Astăzi am să vă prezint bananierii mei în iulie 2019, de când nu v-am arătat bananierii mei, tocmai din martie. Și astăzi este o zi, tamam, nu mai bun de filmat, mai vine și câte un nou. Și e duminică și duminică am timp, știi, vara mai rar postez, nu am timp deloc. Și bananierii mei cresc bine, acum vara în pământ direct. Iată aici, din spatele meu, sunt niște bananieri înalți și uitați-vă ce fain. Hai să vă arăt de când nu v-am arătat. A trecut ceva timp. Iată acest bananier care iar n-a crescuse până în tavan. Și uitați-vă cum este foarte frumos, a crescut atât de mare. Frunzele la el acum la moment sunt așa, parcă e palmier. A fost vânt rece și asta e. Și într-o noapte a fost și o mică grindină. Nu a distrus, din fericire. Și așa a făcut frunzele, vântul și grindina și asta e. Dar este destul de înalt, îmi pare foarte bine, uitați-vă. E mai înalt ca mine și super, nu? Uitați-vă cum arată și a crescut o frunză nouă care nu este atât de tăiată, să zicem așa. Dar încă o frunză aici crește, dacă observăm, iată. Cât este de mare acesta. Iată. Crește super aici. Tulpina acum s-a făcut groasă. Ce de fain, uitați-vă. Și doi puieți cresc încă. Îi mai lăs să crească puțin și după care îi voi diviza. Și bananierul care a crescut vara trecută din partea spre drum. Anul acesta l-am plantat aici, alături de acesta, lângă cireș. Și crește și el frumos, e mare și el. Și aici să ne apropiem. Vedem, această frunză e cam tăiată. A rupt-o de aici, grindina, când a căzut. Și aceasta la fel. Dar nu-i nimic, cresc frunze noi. Iată aici, va crește o frunză nouă. Așa de mare este, super. Aici la fel cresc puieți, unul mai mare și unul abia acum a început să crească. Chiar acum, înainte de a începe să filmez, l-am observat și m-am bucurat foarte mult. Un bananier Cavendish care mi l-a dăruit un prieten, Vitalie, l-am plantat și pe el aici, în pământ direct, și s-a pornit bine, l-a dezvoltat și numai ce l-am mutat, frunzele nu sunt chiar desfăcute de tot. Când este soare, acum a venit un nou și am început să filmez. Îmi place să filmez când nu e soare direct, când sunt nouri. Și după cum vedeți, are puieți în jurul lui. Aici frunza nouă crește, ce-mi pare bine. Și așa frunze are cu pete roșii pe ea, foarte frumos. Super specie. Bananierul care l-am luat din Turcia, în 2016, acum, iată așa, l-am plantat la fel în curtea mea și, uite, crește o frunză nouă. E alt soi față de aceștia care vi-am arătat. Îi vedeți, da? Acești care vi-am arătat au un fel de frunze cu roșu pe din spate. Să vedem. Iată, observăm. Dar acesta, eu cred că e Musa Orinoco. Are o margine roșie doar aici, în centru frunzei. Și asta e. Iată frunza nouă cum crește la ea. De data aceasta l-am plantat în curte. Vara trecută era în altă parte. Aici încă niște puieți de bananier Cavendish. Unul este de la Vitalie, acesta. Dar aceștia doi sunt altă specie care eu am cumpărat-o în 2016. Tot Cavendish pitic. Și am avut unul de ăla, tot Cavendish, dar mai mare, era în ghiveci. Din păcate, a putrezit. Dar au rămas urmași, acești puieți. Doi. Și îmi pare bine că nu am pierdut specia. Și aici, vedem, cresc frunze noi. Chiar au și puieți. Uitați-vă acesta cum crește. Trei puieți pe lângă planta mamă. Super. Acesta l-am plantat. Un pic este ofilit că nu l-am udat la timp. Și nu am timp nici de asta să mă ocup și acest substrat care l-am plantat se usucă foarte repede. Trebuie replantat și va fi tot ok. Sau dat regulat.
Și acesta e frumos, are doi puieți pe lângă el, super, trebuie divizați. Încă un bananier, acesta este mai mic și anul acesta l-am plantat în partea dinspre drum și crește bine, se va dezvolta, va crește mare și el, trebuie răbdare. Și uite, lângă el am florit crinul, foarte frumos, și asta e. Aici vedem o frunză nouă, crește tare, vom vedea cum va crește mai departe. Încă un bananier aici crește la natură și e foarte frumos, așteptăm să crească mai mare, foarte tare, și are și el puiete și crește o frunză nouă, după cum vedem aici. Curând se va deschide frunza. Aici vedem că puietele este mai mare și se dezvoltă foarte frumos. Și am observat încă un puiete mic aici. Tare super, mă bucur foarte mult. Se mulțesc bananierii, dar nu pot să am grijă de toți. Nu am timp. Pe lângă ei crește și hortensia, foarte frumos înflorită. Alt bananier care l-am plantat aici lângă Prâiaș, îmi place foarte mult să aud apa cum curge la vale. Și acesta până când nu are puieți. Și ultimul bananier, acesta a crescut tot timpul în ghiveci, anul acesta am decis să-l plantez direct în pământ. Și se va dezvolta bine, deja au început a crește frunze noi și eu mă bucur. Atât pentru acest video, vă mulțumesc pentru vizionare, abonați-vă la canal dacă doriți. Dacă doriți, abonați-vă și la canalul Fotografia lui Gicu, căutați pe YouTube și vă mulțumesc foarte mult. Ne vedem data viitoare, o zi frumoasă, numai bine!